Scrie, este. Stau. Ce noutăți mai aveți la Burlac? Am văzut că intrați în live, de am vă descurcat și fără mine. E, pe unde cam stângaș cum, da, ce să fac? Pentru că ieri am întrebat, i-am adresat o întrebare primarului și o ascultat întrebarea, însă răspuns n-am mai primit, o pus receptorul. Ba da, prost că nu m-a jurat. Dar ce mai avem? Iată, astăzi, data de 24 iulie, este ultima zi când a fost posibil de depus oferte pentru funcția de administrator, director la întreprinderea municipală Apă Service, Burlacu. Și deci anunțul a fost publicat pe pagina primăriei. Și din câte eu am înțeles, primarul Munteanu Mihai, el suna chiar și azi pe Ionel Irizan, un tânăr care bănuiesc, el vrea să-i pună toate greutățile, pentru că eu când i-am adresat întrebarea asta, dacă e regulă la acolo la sondă, el nu s-a gândit mult, s-a sculat bărbatul și-a trecut la acțiuni, la atac. Se Că și ocupă mai acum cum ar... poliția de asta. Se ocupă, am fost eu și la procuratură, am fost cercetată, dar nu-i vorba de procuratură. Adică cum? Mai am 3 zile, 4, 5, câți mai am de trăit și tu, bărbat, să ridici mâna asupra unei femei și asta e o singură dată, cât m-a jurat el până acum. De parcă era acceptabil să-l agreseze pe un bărbat. Acum și iar ai să zici că... Dar nu-i vorba, că nici lui era, nici pentru bărbat nu este acceptabil. Păi... Dar nu-mi capi în mintea mea, tu, bărbat, cu putere, cu forță, să te ridici să agresezi o doamnă. Eu nu știu, dar... Oricum, legea interzice să agresezi pe oricine, indiferent de gen. Și iată, astăzi vă zic azi, deși eu anunț și ala, l-am publicat pe grup. Dar de ce? Pentru că era sexist, căuta numai bărbați, nu și femei, că mă tin că am făcut observații la consiliera aceea care zicea amușa, amușa, amușa să facem, amușa, amușa ne trebuie, fuga, fuga ne trebuie un manager. Și le-am zis, dar de ce numai manager, nu căutați și o manageriță, poate și o femeie poate să ocupe de asta. Da, că trebuie cheie mare, că nu știu ce. Cheie mare, sunt femei care poate să lucreze cu cheie mare. Sigur că sunt, dar... Deci De eu nu asta la... nu ai distribuit anunțul, pentru că era sexist sau n-ai vrut să-i susții. Nu, pur și simplu am uitat, nici nu m-am gândit, că dacă, sincer vă Dar pe zic, avem nu că... grup mare de am de 500 și ceva, 530 de membri. Poate găsai, recrutai de aici o persoană. Dacă azi e ultima zi, poate acum, până la miezul nopții, poate depune cineva dosarul, nu? Ei, mai știu eu dar chiar vă spun că am uitat, nu știu, deși m-am, doar parcă repostam tot timpul ce era pe grup. Dar vreau să vă zic că cetățenii de acum sosesc acasă în concedii de psihotare și chiar mulți scriu, mă scriu și în privat, zice, acasă scrie cineva și te legama ta de gard. Dar asta gardul e una din condițiile obligatorii. Partea asta ea din prejmuirii, dar securitatea, oricare fântână trebuie să fie îngrădită, încercuită. Asta nu-i moftul meu sau mânza mea. Sanepidul nu permite. Și eu vă zic că, totuși, până la urmă, bănuiesc, eu iarăși bănuiesc, primarul nici n-a să aibă, dar ce leafă se poate plăti băiatului, da? Dacă sonda acolo are mult de lucru, deci acolo la sondă este mult de lucru. Și lucrul ăsta, deci greutățile astea au survenit în urma stopării sondei. El nu a avut dreptul să stopeze activitatea sau funcționalitatea acestei fântâni, acestei pompe. Trebuia să argumentezi de ce. Nu a plătit Manolache, Costandache, Munteanu, Dogaru. Cu acei trebuie să întreprindă măsuri. Dar nu a avut dreptul să stopeze, să sisteze activitatea sondei.
Și nimeni absolut înțeles, iată că ieri am primit un răspuns de la guvern, dar nu la mine, de la guvern prin care am fost informată că cererea mea, plângerea mea, la care am anexat eu 37 de copii, dar nu 37 de foi de ale mele scrise de către mine, erau răspunsuri de ale mele la tot ce-mi trimiteau ei, cum i-am prins eu școala, că au înlocuit deciziile și nu știu dacă se putea de admis, puteau să admită înlocuirea deciziilor Consiliului și multe altele. Și până la urmă, deci, toată plângerea mea a fost redirecționată de către Guvern, Ministerul Finanțelor, Inspecției pentru Supraveghere Tehnică, Cancelarea de Stat Cahul și Primăriei. Și ați vedeți acum și macaroane pe urechea să aștept Dar eu. conform legii despre petiționare, nu-ți trimiți petiția la persoana pe care te plângi. Ci guvernul nu știe asta sau cancelarea de stat. Atât chiar nu știu, vă spun că asta mie mi-au trimis ca informare și primilor patru adresanți, așa care sunt, care i-am enumerat eu, li s-au trimis și cele câte 37 de foi unde am prezentat eu și de la Inspecția Financiară și răspunsuri de la bune de relie și multe am prezentat eu acolo. Și tot Probabil n-am nu înțeles. trimis-o la primărie pentru soluționare, ci ca să dea explicații la problemele semnalate de dumneavoastră. Dar cu concursul ăsta o să aibă loc dacă e un singur competitor? Legea Pe ce hârtie. prevede? Poți să faci concurs dacă numai unul candidează? Știu, pe hârtie lor face, că la noi se poate de făcut ei mai mari, bazaconici n-a să o fac și pe asta. Ce? Asta la noi nu e exclus, auziți? Nu a avut el rușine să ne-a fomenia una să mă învinețească, să învinețesc și sânul de la o situație care a survenit atunci, așa că lui nu-i trebuiește multă carte la așa ceva. Așa că, deci, chiar asta am vrut să vă zic despre ce am... și încă asta când am făcut acest video, v-am zis că cei plopii care au adus el de la ECAS, cineva, au dus niște experți care au constatat gradul de adică procentele în cât de uscată plopii și furtunile la noi parcă ne înconjoară. Da, survine o furtună, nu-s bani, nu-s bani ca să defrișeze plopii ăștia. Sunt bani pentru plase, pentru insecte, sunt bani pentru ventilatoare Păi acolo, mai pentru ieri ce? când îmblam noi cu mașina aceea la Cahul, bătea vântul tare și la Taracliu, doborât niște copaci. Deci oricând poate să ajungă și la Burlacu. Anul ăsta e foarte furtunos. A ajuns furtuna și la Burlacu pe un teren a unui agent economic. Eu când am auzit, chiar m-am uimit. Au fost mulți spalierile, chiar butuci, au fost rânduri întregi, au fost dărâmate la pământ. Știi ce? Asta la noi parcă nici nu se ia în serios și pe mine să mă certice. Dar nu că să mă certice, zici că de acum nu știți de ce vă, dar nu mă leg, astea sunt niște condiții obligatorii, punct. Fără de dânsele nu-ți pornește sonda, nici sanăpidul. Ce o să facă el? Cum o să depine? Nu știu. Dar dă Doamne să aibă lumea apă, dar chiar doresc lumea să aibă apă, vă zic. Și toți cetățenii, cei care sunt veniți, care vă spun, iată, au fost și nepoate pe la bunei și alții deja se întorc în țară. Dar schimbări nu văd. Nu văd nimeni. În Burlacul vechi, cum îmi spune lumea, dați-vă strada izvoarelor, strada salcâmilor, cum nu au ei apă. Cui să le mai spun? Eu deja tac și eu din gură, dar eu am spus, am scris, am indicat. Nu mai așteptăm ce rezolvare va fi. Dar rezolvarea, vă spun eu, nu poate să fie una ușoară și grabnică, deoarece tot ce s-a făcut până acum, tot ce s-a întreprins sau s-a produs la sondă, datorită primarului, cel care a asistat pretins că cineva n-a vrut să plătească. Păi cel cineva n-a vrut să plătească. Cu acela să de luat măsuri. Trebuia să dea drumul până apă la grădiniță și la școală. Punct. Asta e trebuia să facă. Dar să nu dea să iei unul cablu, nu știu ce mai făcut și acum a să-i facă drept.
Datorită e când e meritul lui, dar când e din vina lui, să zici, și din cauza. Ei, bun, dar îmi cere scuze. Deci Din asta e cauza. sonda ce ai făcut cu milionul din bani românești care nu funcționează nici azi, da? Așa este, doar. Și deci, bănuiesc că acum el cred că rupe și cu dinți să facă, dar nu știu ce ar putea să facă. Pentru că n-a făcut la timp. Nu a făcut la timp. Da, acum ce o să facă? O zdreagă busuioc.